Să sfințească apa aceasta, să facă ea dar de sfințenii, curățire de păcate, tămăduire sufletului, trupului, vindecare, folos, trebuință, curățitoare spre viață veșnică Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să arate apa aceasta izgonitoare de toată vântuiala văzuților, nevăzuților, vrăjmași, pentru cei ce vor lua și vor primi spre sfințirea casei, să fie apă curățire sufletelor trupurilor căror vor lua cu credință și vor gusta din trânsa. Domnului să ne rugăm. Domne, miluiește! Pentru ca să ne vrenicim să umplem cu sfințenie prin gustare cu apă venirea cea nevăzută a Duhului, să audă Domnul glasul rugăciunii noastre a păcătoșilor, să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia primejdia și nevoia apără, mântuiește, miluiește! Și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Domne, miloiește! Pentru robii lui Dumnezeu, Vasile, Niculiță, Ioan, Niculae, Vasilică, Marian, Florin, Sever, Emanuel, Grațian, Claudiu, care au făcut crucea aceasta, s-au stenit și s-au jertfit aici, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! De prea sfânta, curată, prea binecuvântată, amărita stăpâna noastră, Dumnezeu născătoarea, pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea sfânta născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Pe noi înșine, unii pe alții, toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Că ție se cuvine toate slava, cinstea, închinăciunea Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În sus, dar, iubitule Doamne împărate, vino și acum cu bogorirea Sfântului Tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Amin. Tu însuți, dar iubitorile de oameni împărate, vino și acum cu bogorirea Sfântului Tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Amin. Și dă-i harul izbăvirii, binecuvântarea Iordanului, fă-o pe dânsa izvor de nestricăciune, dar de sfințenie, dezlegare de păcate, vindecare de boli, diavolilor pe ire, îndreptare puterilor celor împotrivnice, plină de putere îngerească. Ca toți cei ce vor stropi și se vor gusta, și vor gusta din apa aceasta, să o aibă spre curățirea sufletelor și a trupurilor, spre vindecarea patimilor, spre sfințirea caselor și spre tot folosul de trebuință. Căci Tu ești Dumnezeul nostru, Cel ce a înnoit prin apă și prin Duh firea noastră cea învechită de păcat. Tu ești Dumnezeul nostru care pe vremea lui Noe cu apa a înnecat păcatul. Tu ești Dumnezeul nostru care prin mare și prin Moise a eliberat neamul evreiesc din robia lui Faraon. Tu ești Dumnezeul nostru care a despicat piatra în pustiu și au curs ape și râurile s-au umplut de apă și pe poporul Tău cel însetat l-ai adăpat. Tu ești Dumnezeul nostru care cu apă și cu foc prin Ilie a izbăvit pe Israel de rătăcirea lui Baal. Tu însuți, dar, Stăpâne,
Sfințește apa aceasta cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Însuși acum, Stăpâne, sfințește apa aceasta cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Însuși, dar, Stăpâne, sfințește apa aceasta cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin. În Iordan, botezându-te tu, Doamne, închinarea trăimii s-a arătat, când glasul Părintelui a mărturisit ție, Fiul iubit pe tine numindu-te, și Duhul în chip de porumbel a devenit întărirea cuvântului. Trisoase Dumnezeule, și lumea ai luminat mărire ție. În Iordan, botezându-te tu, Doamne, închinarea trăimii s-a arătat, când glasul Părintelui a mărturisit ție, Fiul iubit pe tine numindu-te, și Duhul în chip de porumbel a devenit întărirea cuvântului. Cel ce te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea ai luminat mărire ție. În Iordan, botezându-te tu, Doamne, închinarea trăimii s-a arătat. Dacă Părintelui o mărturisim ție, Fiul iubit pe tine numindu-te, și Duhul în chip de porumbel a devenit întărirea cuvântului. Cel ce ți-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea ai luminat. De aici unde au făcut ăștia găluștele. Iordan, botezându-te tu, Doamne, închinarea trăimii s-a arătat, când glasul Părintelui a mărturisit ție, Fiul pe tine numindu-te, și Duhul în chip de porumbel a devenit întărirea cuvântului. Cel ce te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule,